Gata, da? Bună ziua tuturor, bine v-am găsit. Ne aflăm pe amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgență Cluj, unul din cele trei spitale pe care guvernul Ludovic Orban a aprobat indicatorii economici și s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării și au și avizul Comisiei Europene. Spitalul Județean Regional de Urgență Cluj a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pe 5 mai, iar pe 22 iunie a obținut și avizul Comisiei Europene. Pe 17 iulie s-au deschis licitațiile pentru proiecte, aflându-ne în acest moment la verificarea documentației unice de achiziții europene, precum și la evaluarea proiectelor. Spitalul Județean Regional de Urgență Cluj este un spital cu o suprafață totală de 151.000 de metri pătrați, o suprafață utilă de 70.000 de metri pătrați și cu o amprentă la sol de 28.800 de metri pătrați. Este un spital care va deservi toată patologia. Este un spital cu 849 de paturi, 744 de paturi pentru spitalizare acuți, 105 paturi pentru situații și pentru structuri critice, ATI, USTAC și arsuri. Tot în acest spital vom regăsi 60 de paturi pentru unitatea de primire urgențe, 70 de cabinete pentru ambulatoriu, 15 cabinete și paturi de spitalizare de zi pentru specialitățile chirurgicale, 12 paturi pentru specialitățile medicale de internare de zi. Acest spital va avea parter, subsol și 5 etaje. La subsol vom avea cele necesare gospodării, spălătorie, dezinfectări și alte utilități. La parter și etajul 1 se vor întinde tot ce înseamnă investigații, diagnostic, tratament, precum și cabinetele de ambulatorii. Tot în acest spital, la aceste niveluri, vom avea și activitatea didactică. Spitalul Județean de Urgență Regional Cluj va fi și spital în care se vor desfășura activități didactice, Universitatea de Medicină și Farmacie fiind și beneficiar al acestei structuri. Spitalizarea pentru acuți se va găsi în cele trei turnuri pe care le vedem în aceste planșe. Celelalte investigații se vor face în acea suprafață de etajul 1 și parter. Tot aici vom avea și heliportul. Întrebări dacă aveți. Răspundem la întrebări. Dacă nu, mulțumim. Mulțumim dacă nu sunt întrebări. O zi bună. Voi da un răspuns scurt, dar la întrebări vom răspunde la hotel, da? Deci nu suntem în val 2, suntem în a doua fază a primului val. Suntem în momentul în care avem o lună destul de dificilă prin multitudine de activități reluate. Sper ca respectarea condițiilor și precauțiilor să fie cele care ne vor păstra pe un platou urmând o pantă descendentă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Bună ziua tuturor, mă numesc Bogdan Pivariu, sunt viceprimarul acestei comune. Vreau să vă spun bine ați venit domnule premier Ludovic Orban, domnule ministru Nelu Tătaru, domnul ministru al transporturilor Lucian Bode, domnul ministru al agriculturii Adrian Oros, bine ați venit domnul primar Emil Boc, domnul președinte Alin Tinșe, domnul europarlamentar Daniel Buda, domnule prefect, domnilor deputați, vă mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi aici. Pentru Florești este o onoare să găzduiască acest spital regional de urgență care categoric va dezvolta această zonă și este vital pentru toată zona Transilvaniei și vreau să vă asigur de toată colaborarea noastră pentru
a implementa cât mai repede aceste proiecte. Vom face tot ceea ce este în putința noastră pentru ca acest proiect să se deruleze cât mai repede și cât mai bine în Comuna Florești. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Încă o dată, mulțumim Guvernului Liberal pentru faptul că acordă atenție maximă acestei zone, pentru că aici, după cum bine știți, sunt multe alte proiecte care sunt prinse în planul de dezvoltare a României. Încă o dată, mulțumesc și să fie într-un ceas bun. Mulțumim. Mulțumesc.